Haideți și știți. Amin. Acesta s-a născut în... Dragi creștini, în tot cursul anului nu există evanghelie mai zguduitoare ca aceasta pe care ne-o pune în față Sfânta Biserică astăzi. Această evanghelie ne zguduie sufletul, căci ne vorbește despre acea cumplită zi, despre sucușătoarea judecată, care va asemăna ultimul act al istoriei omenești, ziua arătării Fiului Omului, ziua împlinirii împărăției lui Dumnezeu, cum zice și în simbolul credinței, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Icoana aceasta a judecății cele din urmă a avut-o în fața ochilor lor întotdeauna creștini adevărați din toate veacurile. Ei vedeau în ea sfârșitul tuturor vrăjmașilor lui Dumnezeu și ai lor. Ei vedeau în ea pe Cel ce va răsplăti fiecare după faptele Lui, după osteneala Lui, după dragostea Lui. De aceea și noi să ne ștergem mai bine ochii cei sfătești, să putem vedea și să desfundăm urechile, ca să auzim bine această trâmbiță înainte mergătoare, această evanghelie, fiindcă în acele clipe grozave nu vom sta ca la teatru să privim, ci ne vom descoperi pe noi înșine în fața judecății, din urmă, acolo, în fața înfricoșatului tribunal ceresc, în fața milor și milioanelor de îngeri, în mijlocul nesfârșitului număr de împricinați, vom sta și noi de față, așteptând undeva sentința dreptului judecător, ori la dreapta lui cu dreptul, ori la stânga cu toată pleava cu caprele. Cel din tâi lucru pe care îl descoperă Sfânta Evanghelie despre judecată, din urmă, despre judecata cea din urmă, este că va veni prin surprindere. Oamenii vor mânca și vor bea, se vor însura și vor mărita, până ce deodată, ca un hoț, și vine noaptea, va veni judecata, ca să-i cheme pe toți la răspunderea faptelor lor. Despre ziua și ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din cer și nici fiul, fără numai Tatăl, a spus Domnul Hristos din smerenie. Nu ne-a spus luna, anul și ziua, dar totuși Domnul Hristos a binevoit să ne descopere semnele care vor fi înaintea judecății. Și aceste semne vor fi înspăimântătoare, va suna și din urmă ceas al neamului omenesc. Sfintele Scripturi așa ne spun, credința se va stinge aproape cu totul, oamenii vor ajunge la cel de urmă grad de stricăciune. Antichrist, satana, întrupat, va înșela pe oameni prin mincinoasele lui minuni și prin persecuțiile asupra creștinilor. Popoarele aproape se vor distruge prin războaie, prin ciumă și foamete, vor pusti pământul cu tremure de pământ, vor înghiți orașe și sate întregi. Echilibrul lumii se va rupe, vânturile se vor dezlănțui, soarele nu va mai da decât luciri sinistre și încrețite. Luna nu va mai străluci, stelele vor cădea, fulgere și trăsne vor izbucni. Vulcanii se vor înfuria și se vor vărsa șuraie de flăcări, munții de gheață se vor topi, oceane și mâle vor ieși din hotale lor și cu mugete îngrozitoare vor inunda pământul, făcând să se ciocnească munții și dealurile între ele. O ploaie de foc cu puceasa va aleca pământul și tot ce se găsește pe suprafața lui va deveni într-un minut prada flăcărilor și va fierbe apele în mări și în oceane, cum fierbe apa în oală la foc. Îngrozite vor ieși fiarele și vietățile răpnind de durere, sfârșind văzducul cu țipetele lor, astfel nu va mai rămâne decât o grămadă de cenușă cu megând, iar pământul va fi întocmai ca o mormânt luminat de un slab opaiț. Apoi, în acest întuneric va domni o tăcere adâncă și posomorâtă. În această tăcere, deodată, se va auzi un zgomot mai înspăimântător decât răsnetele, cele mai puternice. Va fi sunetul trâmbiței, de care vorbește Sfânta Scriptură. Va fi îngerul judecății care va suna în cele patru colțuri ale lumii, va fi glasul care va ieși din gura Fiului Dumnezeu și va porunci neamului omenesc, zicând, sculați-vă morților, ieșiți la înviere, ieșiți la judecată. La acest glas vor tresări toți morții din pământ și din adâncurile mării o serie de vechi se vor mișca, membrele risipite se vor apropia, țărâna cea rece se va însăși și toți morții vor scutura de pe fruntea lor țărâna mormântului, ca să se supună glasul cel atotputernic. Oamenii care
au populat universul în curs de veacuri și vor însufleți pentru ca să se împătășeze în suflet și în trup. La judecată lui Dumnezeu, toți oamenii drepti și păcătoși vor învia și tremurând de frică, vor fi aduși de îngeri în valea lui Iosafat, unii deasupra temuri vor fi scaune de judecată, judecătorul cel drept și împrucășat va ședea să judece fără părtinire. Atunci, în acea zi, în acele clipe vârșitoare, se vor cunoaște totuși cei buni dintre cei răi, fiindcă cei buni vor fi dreapta pentru cerul luminat și slăvit. La fel să strângă cei care n-au fost morți până în acel moment, se vor transforma din oameni muritori în nemuritori. Cei buni vor zbura cu îngerii pe nori deasupra păcătoșilor și vor pune îngerii la dreapta Domnului. Ei vor primi din mâna Domnului cununi de laudă și biruință pentru credința lor, pentru căsătoria lor, pentru răbdare și pocăința lor și pentru toate faptele bune și ce le-au făcut în viață. Vor intra mucenicii în ceata muceniștilor, cuvioșii în ceata cuvioșilor, ierarhii în ceata ierarhilor, fecioarilor în ceata fecioarilor, îi vor vedea cu ochii lor pe sfinții pe care i-au chemat în rugăciuni, care s-au închinat pe pământ, având-i în icoane prin casă și biserici, pe care i-au cinstit cu prinoase în ziua sărbătorilor lor, care le-au purtat numele cu cinste și cu dragoste. Mare bucurie, cinste și onoare vor avea cei credincioși din partea sfinților, căci vor sări și vor zburda ca delușeii, ca viseii când ieși din graf, spune Sfânta Scriptură, că se vor bucura când vor vedea alături de ei pe cei mai onorați sfinți. Dumnezeu, slavă pe Dumnezeu!